Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi am revenit cu această serie de favorite în care vorbim despre parfumuri, dar și despre produse favorite. Și pentru că deja s-a dus o lună de toamnă, am zis să nu ratez să fac acest clip pentru luna septembrie și am ales 5 parfumuri dintre cele pe care le-am purtat în luna septembrie. Pur și simplu m-am uitat ce parfumuri am purtat și le-am ales pe ele. Unul dintre aceste parfumuri este ales intenționat pentru că mi se pare că miroase a toamnă și mi se pare foarte potrivit acum. Și vorbim despre loțiuni de corp, produse de skincare, produse de make-up, produse pe care eu le-am folosit în ultima perioadă și care îmi plac foarte mult și consider eu că merită să fie incluse într-un clip de favorite. Am ales primul parfum despre care vreau să vorbim astăzi, acest Encore de la Theo Cabanel. L-am ales intenționat pentru că n-am mai făcut parfumurile săptămânii și pentru că am făcut clipul acesta nu avea rost să fac și parfumurile săptămânii. Și mi s-a părut, am purtat, cred că în ultima săptămână de toamnă, de septembrie, parfumul acesta, nu mai știu exact, dar miroase a toamnă. Miroase a pumpkin spice latte, miroase a condimente, a iris. Este o combinație foarte interesantă, are o calitate parfumul acesta, deci este foarte intens, foarte intens, este foarte persistent. Sticla mă duce cu gândul la toamnă, la culorile toamnei. Este o sticluță minimalistă, dar foarte drăguță, are 30 de mililitri aceasta. Eu am luat parfumul la un schimb și nu știu cum putem să facem rost de alte parfumuri de la Theo Cabanel, pentru că, sincer, aș lua și Blind. Atât de mult îmi place acest parfum și nu neapărat îl pun în acea categorie de parfumuri iubibile, ușor de plăcut, ușor de purtat. Nu este genul acela de parfum, este un parfum complex, interesant, unic, dar pur și simplu m-a impresionat. Este foarte frumos, este și un pic dulce. Mă duce cu gândul la pumpkin spice latte, la dovleac și culoarea, la toamnă. Pur și simplu mă duce cu gândul la culorile toamnei și la aromele toamnei, dar nu pot să-l duc în zona de parfum gurmand. Nu știu cum să-l descriu eu mai bine, dar este clar un parfum foarte pudrat, un parfum cu mult iris și dulceag. Nici nu știu ce note are, sincer. Știu că are iris, dar mă uit imediat. Are ca și note semințe de morcov și piersică în deschidere. În mijloc avem iris, iar în bază avem santal, ambroxan, mosc și vanilie. Da, este un parfum cremos, nu simt piersică, nu. Nu, se simte foarte bine irisul, dar este altfel. Cred că santalul se simte, vanilia. Santalul cred că îi dă acea cremozitate. E foarte frumos parfumul. Sunt abonată la site-ul Theo Cabanel. Nu m-am uitat până acum dacă trimit în țară, dacă putem să comandăm. Nu m-am uitat, dar o să mă uit cu siguranță pentru că mai sunt și alte parfumuri foarte tentante de la Theo Cabanel și l-am ales pe acesta pentru că, v-am zis, miroase a toamnă. Nu este un parfum prea dulce, mi se pare că merge și primăvara purtat, primăvara de vreme, pentru că este foarte puternic, persistă cel puțin pe țesături până le speli, adică e foarte bun parfumul acesta, foarte bun. Și știu că m-ați mai întrebat despre Theo Cabanel, așa că acesta chiar este un parfum deosebit. Un alt parfum pe care l-am ales
în acest top 5 din luna septembrie este Black Kiss de la Lorina. Un parfum ieftin și bun din punctul meu de vedere. Pentru prețul lui este superb, superb, chiar îmi place mult cum miroase și având un preț accesibil, sinceră să fiu, câteodată pur și simplu când stau în casă îmi fac baie în el. Este erboso vanilat, aromatico vanilat, ceva de genul, puternic, se numește Black Kiss, este un pic așa și întunecat, dar este și dulce și se dezvoltă frumos și mie îmi place foarte mult. Mi se pare potrivit pentru perioada rece, testați-l, nu este un parfum pe care să-l iei blind, nu este cel mai ușor parfum de purtat, însă mie îmi place cum miroase foarte mult. Și chiar seamănă cu originalul pentru că eu am testat și originalul. Am ales și această frumusețe de parfum, trebuia să fie în top septembrie, deși este un parfum versatil și îl văd purtat oricând, este un parfum dulce. Este un parfum care îți lasă gura apă pur și simplu, pentru că are o deschidere citrică, fructată. Are un cocktail în deschidere care cred că este cu portocale, ceva cu portocale roșii. Vai, cât de bine miroase! Are și ceva aromatic acolo, are un ceai care se simte foarte plăcut. Este și un pic lemnos, dulce, vanilat, e superb, 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 vă super recomand parfumul ăsta și îl port destul de mult pentru că îl ador. Din nou, este un parfum care fac bai, atât de mult îmi place și atât de mult vreau să îl simt, mai ales deschiderea asta superbă. Un alt parfum care m-a bucurat în luna septembrie este acest La Danza delle Libellule. De-abia așteptam să vină perioada un pic mai rece să pot să-l port. Are o scorțișoară destul de puternică acolo, are profunzime parfumul acesta, are putere, nu este chiar un parfum pentru vreme caldă și o deschidere ca și la Amo Ferragamo, are o deschidere de fruct zemos. Îmi place foarte mult sticla lui originală, dar dacă aș mai găsi varianta asta de 15 ml, l-aș mai cumpăra, altfel nu aș cumpăra o variantă mare, pentru că eu mai am și Attar Collection, Crystal Love, parfumul acela este dus în zona orientală, și este ceva mai puternic, un pic afumat. Aici avem un parfum mai curățel, mai fructat. Este destul de puternic, dar deschiderea aia de măr roșu suculent este superbă. Și se menține. Se menține. Cumva este un parfum destul de liniar acesta, doar că se intensifică. Miroase mai mult vanilia în bază. El are și cocos în bază, dar eu nu-l simt. După mine este un fructat vanilat. Și da, are o parte de scorțișoară. Mi se pare, mă duce cumva cu gândul la Crăciun, la merele acelea pe care le mănânci la târgurile de Crăciun, merele acelea caramelizate, în zona aia se duce foarte mult. E un gurmand superb. Ultimul despre care vorbim în clipul acesta este caramel de la Mirage. Da, am revenit în forță cu caramel și o să vă zăpăcesc pentru că îmi place să-l port în perioada rece. Sinceră să fiu, nu m-a tentat și nu, pur și simplu nu am simțit nevoia să-l port în perioada caldă. El are acolo un iz tropical, are o floare de tiare și nu am zis să văd cum este și vara, dar nu m-a tentat. E foarte dulce parfumul acesta. Este parfumul acela care te învăluie, este un caramel lăptos cumva, zaharicios, feminin, fin. Rafinat, aș putea să spun, foarte elegant, foarte plăcut.
mai povestim despre el, pentru că o să-l port, îl ador, ador parfumul acesta, este superb. Și haideți să trecem și la produsele favorite. Am ales două loțiuni pentru că mi-au plăcut foarte mult și pentru că știți că sunt nebunită cu parfumurile, am ales două loțiuni parfumate. Prima este aceasta cu neroli și orhidee de la L'Occitane și haideți să vă dau mai aproape să vedeți voi care este. Miroase foarte bine, foarte bine. Este un miros de orhidee vanilată. Miroase ca un parfum scump și am căutat. Există și un parfum din gama asta. Avea un preț destul de mare pe make-up, dar mai așteptăm și poate o să facem roșii de parfum. Știți că nu mă dă pe spate prea mult neroli. Îmi place în unele parfumuri, în unele nu. La fel ca orice note de altfel. Dar mi se pare așa destul de sofisticat mirosul acesta. Chiar dacă este unul simplu. Neroli și orhidee. Vanilată sau vanilie, neroli cu vanilie. Îmi place, îmi place foarte mult combinația asta. Se simte neroli, dar un neroli vanilat. Miroase foarte bine. Momentan mă bucur de aceasta, care este foarte parfumată și o folosesc seara. Nu aș mai avea nevoie de parfum, sincer. De parfum aș avea nevoie ziua. Dar îmi place mult aceasta. Cât despre ea ca și loțiune sau ca și lapte pentru corp, e ok, hidratează și parfumează. Și trecem la o altă delicioșenie. Acum chiar că vorbim despre ceva delicios, este vorba despre acest iaurt pentru corp cu căpșuni de la The Body Shop. E superb acesta, miroase foarte bine. Chiar și textura asta este ca un iaurt. De miros nu mai zic. Nu mai zic, deci este superb, superb. Îmi place foarte mult și hidratează foarte bine. E bună ca și cremă de corp sau ca și loțiune, iaurt de corp. Dar mirosul este ceva, chiar este delicios. Foarte, foarte mult îmi place. E dulce, căpșuni, ce poate să fie mai delicios de atât. Și haideți să trecem și la partea de skincare. Am aici 3 serumuri despre care am ales eu să vă povestesc astăzi. În primul rând despre acestea cu vitamina C, pe care eu le folosesc și care îmi plac foarte mult. Nu folosesc vitamina C de foarte mult timp, însă am aici 2 care m-au impresionat, să zic așa. Acesta este unul foarte concentrat și are un miros de citrice naturale, nu știu, foarte bine miroase. Încerc să-l desfac. Medicate, se numește C-Tetralux. Așa arată el. Eu am un ten normal uscat și îmi prind foarte bine aceste serumuri care oferă luminozitate și hidratare. Acesta este, de exemplu, un trio și pe el îl folosesc înainte să mă machiez mai mult. Pe acesta îl folosesc și seara. Din ce am înțeles eu, acestea se folosesc dimineața. Dar mai folosesc și seara. Pe acesta îl folosesc înainte să mă machiez pentru că hidratează foarte bine, se absoarbe foarte rapid. Este pentru luminozitate, pentru netezire, pentru hidratare. Acesta mi se pare ceva mai concentrat și parcă, nu că nu se absoarbe atât de rapid ca și ăsta, ci este mult mai gras, aș putea spune, la modul ăsta. Dar îmi place mult, mi se pare foarte bun, concentrat, îmi place. Ei bine, despre el aș putea să spun că este un pic mai slăbuț sau că se absoarbe mai rapid. Nu-mi dau seama, dar îmi place să-l folosesc dimineața înainte să mă machiez, mai ales
Și da, se absorbe rapid, oferă luminozitate, hidratare, îmi place. Ultimul serum despre care vorbim este de la The Ordinary Caffeine Solution 5% EGCG. Ce scrie aici? Ia să vedem. În fine, este pentru conturul ochilor și îl folosesc dimineața pentru a reduce aspectul acela de ochi umflați sau, mă rog, te face să pari mai fresh decât ești, să zic așa, cam pentru asta este, dar și hidratează zona din jurul ochilor și îmi place produsul acesta. Haideți să trecem și la partea de make-up și să vorbim despre, din nou, un combo pe care l-am folosit în ultima perioadă. Am acest ruj, vai de mama lui, pentru că este rujul meu preferat, este de la Melchior și s-a luat culoarea pentru că îl folosesc de mult timp doar pe el. Este de la Melchior, Melchior Alexia, parcă știu că Alexia a avut o colaborare cu Melchior și a scos rujul acesta. Este un roz nude și de asta îmi place foarte mult și în ultima perioadă îl folosesc în combinație cu acest creion de buze de la MAC. Este acest Whirl, nuanța Whirl. O să vă fac aici un swatch să vedeți cum se combină cele două. Așa arată. Se usucă, este un ruj mat și foarte persistent. Persistă pe buze toată ziua. De asta îmi și place foarte mult rujul acesta și nici nu arată ciudat pe buze. Nu se ia ciudat, nu se șterge așa totodată. Se ia treptat și îmi place cum arată combinația asta. Camera mi se pare totuși că creionul este destul de închis față de ruj, dar pe buze n-am observat chestia asta. Probabil că este altceva când îl pui pe piele și este altceva când îl pui pe buze, dar eu am folosit combinația asta și mi-a plăcut. Așa, trecem mai departe la niște farduri. Aceasta a fost și este în continuare o paletă care îmi place mult. Nu ai nevoie de foarte multe farduri. În general folosesc nuanțe din astea pământii, naturale. Am aici Biba Palette de la Natasha Denona, pe care am luat-o dintr-un calendar advent. Chiar sunt curioasă ce mai găsim anul acesta. De la Sephora a fost calendarul. Foarte frumoase nuanțele, foarte portabile de zi cu zi. Da, și mi s-a spart capacul, din păcate. În ultima perioadă am preferat-o pe aceasta, tot de la Natasha Denona, pe care am primit-o. Aceasta se numește tot Mini Biba Palette, parcă, doar că este cu 5 nuanțe, nu mai este cu 3. Și din nou, nuanțe pe care eu le port în general. Regăsim aici două nuanțe. Avem în comun nuanța asta și asta. Acestea două seamănă, dar nu sunt la fel. Și da, avem o nuanță în plus care îmi place foarte mult și aceea. Deci pe aceasta am folosit-o mai mult în general și eu am multe palete în colecție și care îmi plac foarte mult, dar astea mici sunt la îndemână și mereu sunt pe grabă, nu stau să deschid dita mai paleta, să stau să aleg nuanțe când acestea sunt alese pentru mine. Și mă încurcă foarte mult că aceasta are capacul spart pentru că îmi place mult de tot și aceasta e superbă și tot ce ai nevoie. Și ultimul produs despre care vorbim este acest Fenty Beauty, un iluminator blush, aș putea spune, pentru că este destul de rozaliu să mai folosești și blush.
acestea sunt nuanțele foarte frumoase. Aici avem un glow auriu și aceasta se numește Kilowatt. Avem nuanța Girl Next Door și chic Freak, ceva de genul. Îmi place foarte mult, sunt două nuanțe purtabile. E foarte, foarte frumoasă aceasta, foarte frumoasă. Și aici avem una mai, parcă are niște reflexii diferite. Ia să vedem, da. Avem de fapt un blush și un iluminator. Dacă vă uitați voi, eu le amestec și le folosesc împreună pe post de iluminator și blush. Dar se vede foarte frumos pe ten, chiar îmi plac mult de tot. Iar acesta este auriu, acesta este ceva mai argintiu. Amestecate, pus pe post de blush și iluminator. E superb și mi se par foarte cremoase, la fel cum mi se par și aceste palete de la Natasha Denona. Ei bine, acestea au fost favoritele lunii septembrie. Sper că v-a plăcut clipul acesta și că vreți să mai filmăm o dată pe lună un clip de genul acesta. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri, pe mine mă găsiți și pe Instagram, mă găsiți și pe grupul de pe Facebook în care vorbim despre parfumuri, bineînțeles, și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!